Constanța are un mic parc cu animale, o micro-rezervație, nu este o grădină zoologică în adevăratul sens al cuvântului, fiindcă nu este spațiu pentru așa ceva, nu suntem într-o pădure unde ne putem extinde. Însă, și nu avem animale periculoase. Însă sunt anumite animale care cu puțină imaginație și cu mai puțină informație biologică o poți considera o văcuță pitică periculoasă și să o faci taur furios. Cert e că au fost niște reclamații în acest sens de a închide microrezervații atunci când suntem în lucrări. Unul cu secerea taie stuful, altul cu nu știu ce mașinărie taie arbuștii. Facem curățenie, curățenia de Paști și investițiile de primăvară. Împreună cu Consiliul Județean avem pregătite foarte multe investiții în această primăvară și domnul președinte Suțuianu ne-a înțeles că vrem să le facem acum, ca să fim frumoși în vară. Este un efort al bugetului nostru și bugetului Consiliului Județean prin care, pe care îl direcționăm în sensul ăsta, în sensul de a avea o vară frumoasă. Nu mai așteptăm veniturile din vară ca să le putem direcționa pe investiții, ci efortul bugetar al nostru și al Consiliului Județean, cum spuneam, pentru modernizare. Modernizare care înseamnă schimbare totală a aspectului lacului. Este frumos să fie sălbatic, dar când ai 6.000 de vizitatori într-o zi, nu mai este frumos să faci curățenie atunci când locul este sălbatic. Și trebuie să îi dăm un aspect un pic urbanizat, un pic mai confortabil, să nu avem nemulțumiți, sunt mulți oameni cu copii, sunt mulți oameni care își doresc înainte de toate siguranța. Și atunci vacilor avea două rânduri de gard, ca să zic așa, glumesc, dar vor avea un țarc mult mai sigur, să nu mai poată evada. Și, bineînțeles, celelalte animale, toate nepericuloase, vor avea niște țarcuri corespunzătoare. Vrem să fim frumoși, să fim frumoși pentru sezonul estival 2018, pe care îl vrem mai bun ca 2017, deși e greu de depășit. 2017 a fost primul an cu noul delfinariu, cu element de noutate, noua construcție care a însemnat un proiect european de 3 milioane de euro atras de Consiliul Județean și ce a dus numărul de spectatori la 1300 pe serie. Am putut avea și au fost dăți cu 9.000 de spectatori pe zi. Vă dați seama, acești 9.000 intră pe microrezervație, trebuie să viziteze animalele, trebuie să avem niște condiții mai vizitabile. Aleile le reparăm, apa va fi automată la animale, gardurile vor fi schimbate, e frumos cu lemn, dar nu ține, e zona lacustică, zona lacustră, zonă umedă, zonă care deteriorează repede lemnul și trebuie să găsim o soluție să mascăm niște spate niște metal în spatele lemnului pentru a putea avea și rezistență. Asta se întâmplă. Vor fi investițiile gata până la începerea sezonului estival? Da, chiar ultima ședință de Consiliul Județean ne-a direcționat niște noi investiții, este vorba de reabilitarea casieriei, zona frontală va fi schimbată complet, pavilonul de echitație schimbat complet. Cum spuneam, lacul schimbat complet, avem o investiție de finalizat începută anul trecut, dar care a avut niște pași ce țin de sezon. E vorba de pădurea dobrogeană, am plantat-o în toamnă, acum o definitivăm aleile, și o volieră drive-thru, adică prin care treci, prin care intri în direct contact cu animale, deja avem fazan puși acolo, avem investiții în derulare și noi ce urmează să fie făcute. Iar vă invităm în preajma zilei de 1 mai, o fac oficial, în preajma zilei de 1 mai, cu o surpriză în sectorul mamiferelor marine. Vă spun doar atât, va fi o surpriză în sectorul mamiferelor marine, o păstrăm pentru atunci. După cum știți, microrezervația de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii primește vizitatori în tot cursul anului, inclusiv toamna, inclusiv primăvara și implicit vara cu turiștii care vin pe litoral. Anul acesta am alocat aproximativ 12 milioane de lei pentru investiții în tot ce înseamnă Complexul Muzeal de Științe ale Naturii. Îl felicit pe domnul Bâlbă că a demarat deja aceste investiții și îmi doresc să fim pregătiți pentru sezonul estival, să primim turiștii și implicit locuitorii orașului Constanța și ai județului Constanța.